Patru cetățeni români au pus la încercare vigilența polițiștilor de frontieră și a lucrătorilor vamal din cadrul punctului de trecere frontieră Siret, încercând să introducă în țară țigări de proveniență ucraineană, ascunse în diferite locuri din autoturism. În ziua de 9 aprilie, s-a prezentat la punctul de trecere frontieră Siret pentru a intra în țară conducând un autoturism marca Dacia, cetățeanul român S. Cezar, în vârstă de 29 de ani, domiciliat în comuna Bălcăuți, județ Suceava. După controlul documentelor de călătorie, s-a trecut la verificarea autoturismului, ocazie cu care s-au descoperit și nedeclarate într-un locaj special amenajat rezervorul de combustibil, un număr de 630 pachete de țigări marca Ronson, de proveniență ucraineană. Țigările, în valoare de 2634 lei, au fost reținute în vederea confiscării, iar persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 5.000 lei. Totodată, autoturismul marca Dacia, în valoare de 16.177 lei, a fost reținut în vederea confiscării de către organele vamale.